Handbalistele școlărițe de la CSM Ploiești sunt datoare cu un meci în Liga Națională. Duminică dimineața la Sala Olimpia, jucătoarele CSM-ului vor înfrunta pe HCM Râmnicu Vâlcea. Partida este o restanță a etapei a șaptea a campionatului, dar se dispută peste două zile în urma meciurilor din cupele europene. Gruparea Ploieșteană și cea Vâlceană au convenit să joace meciul în penultima zi a lunii octombrie. Asta pentru a putea să se prezinte gazdele în Slovacia la dubla pierzătoare cu Juventa Micalovce, care a contat pentru turul 2 eliminar al Cupei EHF. Înaintea partidei de duminică, Râmnicu Vâlcea ocupă locul 8 cu 10 puncte, iar CSM Ploiești rămâne ultima în clasament cu minus 3 puncte. Înfruntarea va fi și un prilej de revedere a stafului tehnic, dar și a unor jucătoare cu portărița Elena Șerban. Șerbi revine la Ploiești din postura de adversară după ce ea și fostele coechipiere au părăsit echipa din motive financiare. Alte ex-componente au fost Tatalovici, Tudor și Apetrei. Cele trei handbaliste împreună cu celelalte colege de la Măgura Cisnădie au avut milă de junioarele CSM-ului plăieștean, învinsă la peste 30 de goluri diferență. Trupa antrenată de Daniel Gheorghe a marcat doar 15 goluri, fiind cea mai slabă partitură ofensivă de când echipa se prezintă cu junioarele la meciurile din Liga Națională. Poate și pentru că trupa adolescentină a fost lipsită de Andreea Mihart, jucătoare de baza echipei. A suplinit-o Ana Maria Vacariu, care a reușit să înscrie de șase ori în poarta celor de la Cisnădie.